prieteni și bine v-am găsit de data aceasta. Nu mi-am schimbat meseria, tot inginer rămân, dar prietenii noștri de la AutoWorld Volkswagen ne-au invitat la evenimentul de lansare, la Caravana Crafter, care a ajuns și în Cluj-Napoca. Momentan sunt la volanul unui Volkswagen Crafter, varianta cu apartament lung, nu este varianta scurtă. Motorizarea este de 2 litri diesel, bineînțeles sunt mai multe trepte de putere, mai multe motorizări disponibile. Dar, oricum, bineînțeles, mașina acum este goală, nu are încărcătură, dar se mișcă bine, direcția este incredibilă. Apreciez foarte mult felul în care se manevrează această mașină, este, din câte am înțeles, primul autovehicul de acest gen care are direcție asistată electric. Știu că o critic la autovehiculele de serie, autovehiculele personale, dar la cele comerciale încep să înțeleg de ce a fost implementată această direcție asistată electric, pentru că devine pentru șofer un ajutor foarte mare, astfel că nu trebuie să depună efort mai deloc în momentul în care vrea să parcheze sau nici la viteze mari, mașina devine foarte stabilă, asistența schimbându-se deodată cu viteza. Suntem pe acest drum mai virajat, dar Crafterul, cum ziceam, se simte foarte, foarte fain, foarte ușor de condus și nu am decât cuvinte de laudă la adresa inginerilor de la Volkswagen pentru acest lucru. Interiorul nu este unul, bineînțeles, o să puteți vedea și la interior, nu excelează, dar aceasta este doar versiunea de față, pentru că poți să-ți dotezi Crafterul să ajungi la dotările unui Golf sau unui Passat, astfel că nu se pune problema confortului șoferului, deoarece inclusiv poți să ai sistemul de navigație, poți să ai și scaune cu masaj și încălzite cu reglaje pe vreo 20 de direcții, așa că confortul este ca la el acasă. Părerea mea este că dacă îți pui pe Crafter toate sistemele pe care le-am menționat mai înainte, alături de o cutie automată și un sistem de cruise control avansat, pentru că și acesta este disponibil, toată treaba asta devine cam o joacă de copil, pentru că nu mai trebuie să faci mare lucru și devine o pură plăcere de a conduce la drum lung alături de Crafter. Vizibilitatea este foarte bună, oglinzile cu dimensiuni mai mult decât generoase ajută, avem și acele oglinzi micuțe pentru a vedea bordurile. Poziția la volan este caracteristică unui astfel de autovehicul și ajută la vizibilitatea în oraș și nu cred că vei avea probleme la parcări, iar dacă crezi că nu ești în stare, Volkswagen a făcut disponibil pe Crafter sistemul de parcare automată. Este o variantă a acelui sistem pe care l-am întâlnit noi pe Passat GT. Volkswagen a mai dotat acest Crafter cu un sistem de asistență, l-a dat cu spatele cu remorca atașată și te ajută foarte mult, deoarece poți controla direcția în care se mișcă remorca cu acest joystick de la oglinzi. Este o soluție ingenioasă din partea celor de la Volkswagen. Bineînțeles, deja această parte a condusului, de ca o meserie, este deja ușoară, începe să devină foarte, foarte ușoară și cred că în câțiva ani avansul tehnologiei va permite de a scoate, din păcate, această meserie din nomenclatură, apărând tot mai multe mașini autonome. Ok, acum să ne întorcem spre locația evenimentului cu Crafter. Așa. Coburile astea. Ok. Bun. Să vedem cum se manevrează, că vezi, dai cu spatele, pentru că are dimensiuni mai mult decât generoase. După cum ziceam, se mișcă foarte, foarte ușor.
parbrizul, îți oferă acea vizibilitate de care am zis, pe care o lăudam, pentru care are dimensiuni mai mult decât suficiente. Suspensia este oarecum tare, dar este de înțeles pentru că nu o să mergi cu crafterul gol, pentru că nu de asta l-ai luat, o să faci transport cu el și trebuie să ducă greutate în spate. Bena dacă am lăudat direcția, mete menționată și cutia. Cutia este manuală cu 6 rapoarte și se împacă foarte bine cu acest motor pus pe crafter. Bineînțeles, dacă dorești, poți să pui cutia automată cu 8 rapoarte și atunci te scapă de o parte din griji. Eu cred că m-aș putea angaja șofer de dublă, la cât e de ușor să conduci. Bine, na. Aș aprecia dacă ar fi cotieră, dar cotiera, din câte am înțeles, disponibilă doar la modelele cu acele scaune îmbunătățite, pentru că e oarecum ciudat, aici poți să pui mâna stângă pe ușă, dar fiind schimbătorul așa sus, ar fi oarecum normal să poți schimba, ținându-ți cotul pe acea cotieră, dar nu te poți plânge până la urmă. Bineînțeles, tot acest ansamblu al cutiei și al motorului a fost gândit pentru a transporta marfă, pentru a scoate cuplu mai mare și nu cai putere, pentru că de acestea este nevoie să miști o masă mare. Deci ea și accelerează relativ ușor și ajungi la viteze mari ușor. Poate ar fi o idee bună pentru cei care vor să fac flotă din aceste cratere, să le limiteze, deoarece ajunge la viteze de peste 100 de km, ușor, bineînțeles, când este gol în spate, dar oricum va ajunge la o viteză de peste 130 km pe oră ușor și nu vrei să ai aceste pierderi în firmă de plata amenzilor.